Într-un interviu acordat pentru Mușcel TV, directorul clubului sportiv Mușcel Câmpul Lung, Lucian Ionescu, vorbește despre începutul de an la instituția pe care o conduce. În primul rând, la mulți ani tuturor mușcelenilor și să aibă un an cât mai bun. Anul 2014 a demarat în condiții normale pentru clubul sportiv Mușcel. Aș putea spune cu niște vești bune. În aceste zile se desfășoară Cupa Mondială la Sanie, Bob și Skeleton, cupă care contează ca punctaj pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Sochi. Vestea bună de care spuneam e că echipajul de două persoane al României s-a calificat la Jocurile Olimpice. Așteptăm și sperăm să se califice și echipajul de 4. Știm cu toții că lotul național este format într-o bună parte din sportivi ai Clubului Sportiv Mușel și coordonat de către antrenorul Clubului Sportiv Mușel, domnul Păcioian. Așadar, anul 2014 a debutat sub auspicii bune. Avem în derulare cantonamente la secțiile de box și judo și tot în aceste zile s-a reunit Centrul Național Olimpic de Pregătire Juniori Lupte. Știm cu toții că o realizare pe plan local a fost anul trecut, în 2013, a fost aducerea Centrului Național Olimpic de Pregătire Juniori Lupte la Câmpul Lung. Iată că a trecut vacanța și sportivii acestui centru, sportivi antrenați de către antrenorul Anton Arghira, s-a reunit și au început activitatea și antrenamentele. Totodată, celelalte secții ale Clubului Sportiv Mușcel și-au reluat activitatea normală, activitatea de pregătire în baza sportivă a clubului. Așadar, ne-am început activitatea în parametri normali cu toate secțiile. În jurnalul sportiv de mâine seară vom reveni cu partea a doua a interviului, în care directorul Lucian Ionescu vorbește despre obiective, cele sportive și cele administrative. O accidentare l-a ținut departe de gazon mult timp, dar acum este pregătit să revină pe teren, deși nu știe sigur unde va juca. Avem pe scurt povestea fotbalistului mușcelean, care este sub contract cu Dinamo, dar nu știe sigur la ce echipă se va prezenta la reluarea pregătirilor. Pe Mihai Țăpopescu, jucătorul format la școala de fotbal Sporting și care a câștigat cu această formație de mai multe ori titlul de campion național la juniori, l-am găsit astăzi alergând pe pista din incinta liceului cu program sportiv din Câmpul Lung. Vine după o accidentare la picior și până la reunirea echipei sale se antrenează acasă alături de un prieten. Evoluțiile sale de la Sporting i-au convins în vara anului 2012 pe cei de la Dinamo 2 București să-l transfere, numai că mușcăleanul nu și-a găsit locul în echipa câinilor mici. Ei, am mers în cantonament cu Dinamo București, la Brașov. Apoi am evoluat la ei jumătate de an. Nu prea am jucat, că n-am avut posibilitatea, că au fost mulți pe post. Apoi, în iarnă, m-am promutat la Călăraș. La Călăraș am jucat jumătate de an continuu, meci. Apoi, când s-a reluat campionatul, am suferit o accidentare la gleznă. Am stat tot returul. N-am mai jucat și acum să vedem unde evoluăm din nou. În momentul de față nu știe sigur unde va începe returul. Deocamdată nu știu nimic. M-au sunat de la Călăraș, de la București n-am primit nimic deocamdată. Acum să vedem. O să mă prezint la Călăraș. Dacă mă sună, merg la București. Privindu-i pe fotbaliștii români care evoluează la fel ca și el pe postul de fundaș central, Mihai Popescu urmărește atent cel puțin 3 jucători. În fotbal românesc sunt mai mulți. Am început cu Chiriche și mi-a plăcut cum joacă și Suca, adică îmi place Luchin, iar sunt mai mulți, principalii care sunt ăștia, mi-am spus. Membrii Aroclub România nu ratează nicio ocazie de a-și expune bijuteriile, de a ieși la o plimbare pe dealurile Mușcelului. Vom vorbi pe larg despre această acțiune în jurnalul sportiv de mâine seară. Doamnelor și domnilor, jurnalul acestei zile a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Mușcel TV. Vizionare plăcută!